Asta e perioada în care el trebuie să stea în spital, să-i se dea cele mai bune medicamente, să se facă cele mai mari intervenții asupra lui, să mănânce într-un anumit fel, să ia anumite vitamine. Să... Păi îi spuneam, am fost acum la el. Eu bine, eu am stat numai cu el. Am fost decât o singură dată acasă. M-am luat niște fiole, niște vitamine, 27 de milioane și ajunge o săptămână. Adică încerc să fac orice ce pot, cât se poate, în perioada asta în care este cea mai critică, unde trebuie să oprești boala sau să încerci să o dai înapoi, să-mi ia vitaminele cele mai bune. Acum trebuie să-l ajut. Acum ai nevoie de bani. După aia mai încolo. Și vreau să vă spun ceva, eu o să fac bani oricum să-l ajut pe tată. Dar este dureros ca un om care a muncit pentru banii lui să nu fie plătit în asemenea condiții. Stai, ce înseamnă n-ai mania pentru rapid, Corin? Stai, poate nu știe ce înseamnă sau... No, mulți nu știu ce precis, înseamnă. Precis, nu știu, chiar dacă îi se induce. Vorbea Nea George mai devreme cu poliția care te-a arestat. Da, nu, ne-a luat video din casă. Așa a jucat tata. A venit sportul studențesc, a aruncat sacoșa de bani în casă să meargă la sportul și Dinamo și, țin minte, și acum eram mic și mama îi dădea cu piciorul pe sumasă să ia banii să se ducă la... Și zice, joacă tu, du-te tu, bă, luați-o pe ea, făcea, luați-o pe ea extremă stângă, eu nu plec de la rapidul meu. Așa făcea. Uite rapidul lui. Din cauza rapidului lui s-a îmbolnăvit, că totul ce s-a declanșat, s-a declanșat pe stres, mi-a spus și doctorul. El având tumoarea aia, stres, și i-am zis, supărare. Nu pune la suflet, supărare. Organismul, imunitatea scade și atunci se declanșează. Zic, uite ce ți-a adus rapidul. Ți-a adus boala asta, nu ți-a dat nici banii tăi, ăsta e rapidul tău. Da. Și te mai și înjură lumea. Dar nu e ăsta, Florin. Rapid e un spirit. Asta e tot, dragul meu. Rapidul pentru mine e altceva. Nu pot să-l confund pe Rapid cu Moraru, cu Dinu Vamă, cu mine. Nu pot. Rapid e în aer. E altceva. Rapidul de azi nu mai există. Rapidul de azi e mort. Înțelegi? E mort. Da, dar din păcate... Rămâne stadionul ăla cât o mai fi și ăla. În momentele astea dramatice, atât... spiritul nu te ajută cu nimic. Păi, dar asta este. Dar tu spui... îmi spuneai, George, că apropo, ți-aduceai aminte de Nae Manea, ce povestele, că tu știi să ai harul ăsta, ce a făcut pentru Rapid, de video, de toate nebunelile astea. A fugit din spital să joace semifinala cu Steaua. Puvnind nostalgia de altceva, apropo de banii la timp. Florin știe, tatăl meu a fost șef de echipă la Rapid, la... Hai că, nu mai pot vorbi. La Grivița și Nae era în echipa lui. Nae toată viața cât a jucat la Rapid și la banii de la echipa lui tată. Și când lua bătaie, venea, lunea venea Cinea Marine, am luat bătaie. Ce du-te dracu într-un vagon și stai acolo să nu te vadă lumea, că nu mai muncește nimeni. Te întreabă de ce ați luat bătaie. Și se culca într-un vagon și la ora prânzului Aren avea o poveste frumoasă când i-a zis tata, du-te mă și adu mopsul. A zis, vin și eu să muncesc, că lua rapid după tăi. Și a dus mopsul și s-a dus și a găsit un hală, un băiat care era mai ca un mops la față. Și uite, ce măi, ți-a înțeles să aduci mopsul, bă, ăsta. Înțelegi? N-aia fost ca fratele meu și asta spun, până și tata pe banii comuniștilor îi dădea banii. Dar ce a fost cu video-ul? Înainte de un meci cu Dinamo Victoria, în 80 ceva, noi, tata cumpărase un video de la o doctoriță iraniancă. Da. Și au venit și ni l-au confiscat, a zis că aia a făcut contrabandă și i-au spus că dacă nu pierde meciul cu Dinamo Victoria, nu ne mai dă video. Ei, și a mai fost tot unul cu Victoria. Stai, și noi l-am sunat în cantonament, că eram mici, cu mama. Și a zis, tata ne-a luat video. Zicea, păi zice, m-a chemat la IGP. A fost aia și a zis, domnule, pot să nu încerc să câștig, că dacă ne bate Dinamo Victoria, retrogradăm. Nu știu, domnule, dacă nu... Dacă îi bateți, vă iau video, astea. Țin minte și acum, am bătut 1-0 pe Giulești, 1-0 gol din lovitură liberă tata, lui Nițu, Nițu era în poartă. Și după meci, a venit Duba și l-a luat pe tata de acasă. Serios? Da, am stat, stăteam toți, eram tata, unul din frații lui gemeni, l-a luat și l-a dus la IGP. Și acolo s-a întâlnit cu Marin Bărbulescu, era șeful IGP-ului. Și noi tot așteptam acasă, două, trei, patru ore, zic, gata, l-a arestat pe tata, zic, nu mai vin. Și după vreo 5 ore avea tata cu video la sub braț, șprițuit un pic, cânta. Ceva, m-a chemat la mea, zic, că i-a plăcut de mine, că sunt fotbalist, mi-a dat și video înapoi, mi-a dat și un șpriț și uite, mi-a dat și un ceas cadou. Și era un ceas, țin minte, și acum, Omega, era, și fratele lui tata îl ia și zice, cine
E ăla care ți-a dat ceasul, da, tata ea. N-am zis eu, domn colonel, frate meu, știi, lângă ceas. Bine, da. Dar e care un mucalit și un pontos și un... Păi, înseamnă că, uiți, tu nu știi, adică prima lui poreclă a fost Mutulică. Așa ziceam, Mutulică. Dar de ce? Pentru că nu vorbea. Nu. A făcut atât o petrecere. Prima lui poreclă a fost Gioie. Că bea limonadă, că el până la 27 de ani n-a băut alcool, că s-a apărut că bea mult și de-aia a făcut cancer. Nu e adevărat, tata până la 27 de ani n-a băut nici măcar o bere. Da. După aia, așa ocazional... Așa au zis Gioie de la Gioie Limonadă. Da, Gioie Limonadă. Mutu îi spunea că alerga cu capul în pământ și că de câte ori lovea nu zicea nimeni nimic. Bine, sunt multe povești, spunea Tinel. Asta cu Mutu am făcut o dată cu Piti și un chef, era un domn Bolboja. Bolboja. Scrie și dumnealui acum. Ne-a invitat undeva într-un cartier, răgai cu Pitiș, la un șpriț cu naie mare. Domnule, și atunci l-am văzut și eu am rămas uimit, dar Pitiș făcea așa. Uite, bă, Mutulică, uite, bă, nu mai el a vorbit. El tata l-a gorit din clubul Rapid, Barbu Petrescu era primarul general al capitalei, Elena, vărul lui Elena Ceaușescu. Și a venit... Nu, vă știu eu bine. Nu era rudă. Nu era rudă ăsta. Era un Petrescu, n-avea niciun grad de rudenie, era un proștovan, era primarul capitalei prin 89. Da. El a făcut meeting-ul din 21 decembrie. El a... Nu știu ce era primar. Eram prieten cu el. Era un proștovan. A venit odată la Rapid și îi spunea, băi, Manea, tu Rapidul ăsta când... Bă, tu vorbești de Rapid, ești, bă, dracu, afară, la at afară. S-a dus ăla la... Neanaie Lupescu zice, domnule, vezi că eu nu, Manea, gata, să-l dai afară din echipă. Neanaie Lupescu, du-te, bă, vezi de treaba ta, cum să-l dau afară. I-a zis tu ceva de... Da. Tata nu l-a interesat, s-a bătut tot timpul pentru Rapid și asta mă doare. Asta mă doare cel mai tare, să ajung în momentele astea să... Pentru că eu nu iau nu neapărat banul în sine, că... Ți-am zis, Nea George, mulțumesc lui Dumnezeu că poți să-mi ajut tatăl. Da. Modul cum îl tratezi pe un om, să-i dai așa, deci când ești în ultima... Mai greu de atâta, nu știu ce situație există, să fie un om când te luți pentru viața ta. Și atunci să-ți bagi joc de el. Auzi, Florine, dacă îmi permiteți să vă mai zic una. Când a plecat de la Rapid și juca la Bistrița și m-am dus, eram în turneu cu Holograf, eu eram prezentator. Și m-am dus pe la el să-l vizitez. El stătea acolo, celebru cantonament înființat de Lucescu. Și... La un moment dat, ce face? Desface salteaua și care era tapisată cu sute de lei. Și zice, băi, unu, să nu-i spui lui Vicky ce am eu aici. Zice, ia și-a luat partea ei. Și doi, zice, bă, prost am fost că nu m-am făcut mercenar mai devreme, uite cât câștig. Că la Rapid am luat, știți voi ce? Da, până la 34 de ani. La 34, a fost numai pentru Rapid. Acum vă spun ceva apropo de acest domn Moraru care e la Rapid 4. Părerea mea că dacă se va întâmpla ceva tragic cu Daniel Manea în condițiile astea... Nu, hai să nici nu vreau să... Atenție. Hai să ne gândim părerea cu mea că optimist nu mai poate, pentru că știi... Nici fizic nu poate mai să mai stai în Giulești. Fizic. Nu mai poate să mai apară. Nici la tribuna oficială. Cine nici... e, Grigore? Cine crezi că o să ia apărare? Lumea, presa, majoritatea, lumea, presa. Voi, presa. Dar majoritatea spun care se învârt acum pe la Rapid sunt... Nu știu cine e. Dacă ia 50 de lei de euro, tace din gură. Mai sunt și spectatori care... Nu știu cine a fost Nae Manea. Mulți nu știu. Haideți să fim optimiști, pentru că știi ce cred eu, ce sper eu să-l salveze pe Nae Manea. Adică, bine, știu că acum vorbesc așa, ce vorbesc e teoria acum, pentru că, Doamne ferește, nici măcar nu vreau să folosesc. Eu sper că tocmai spiritul ăsta lui Nae, care l-a avut întotdeauna, asta să salveze. Ăsta să fie ăsta ultimul... și noi ca familie nu, am fost lângă el imediat. Ăsta e ultimul liman, spiritul lui, care a fost întotdeauna de om vesel, puternic, care a văzut lucrurile frumoase, pontosul, prietenul tuturor, prietenul tuturor Nae Manea. Și n-a făcut rău nimănui. Asta sperăm, eu sper că asta să salveze și bineînțeles un miracol de la Dumnezeu. Iar povestea asta, bine că ai spus-o, nu te-a ajutat nimeni să se terminăm cu poveștile și cu invențiile. Nu, avem prieteni, dar nu, eu sunt singurul care am dus tot până acum. Am zis, au fost anumiți prieteni cu cât au putut și ei, dar nu ceva semnificativ să zici, aoleo. Deci la costurile care sunt acolo, din păcate, sumele care le-am luat de la prieteni ajută, dar aici în România, e picătura în ocean. Aici în România nu există spitale care se poate ține un tratament? Există, dar eu ca și copil, nu? Gândesc, nu sunt impresar, nu sunt ca și copil. Îmi doresc, indiferent ce se întâmplă, măcar știu că am făcut tot ce a fost. Să faci tot ce se poate. Tot ce se poate. Doi la mână. Am vrut să stea acolo pentru că știam că datorită chimioterapiei poți să te schimbi fizic, poți să ajung să-i facă poze. Și așa m-a sunat presa, a apărut, se rădădeau un ziar, în două luni moare.
Păi nu știe nici doctorul, știe presa în cât timp moare sau dacă moare. Sau... Am zis, vă rog eu frumos, măcar atâta respectați, nu dați pronosticuri, că nu știe nimeni. Da, mă, dar turnul ăla, dar nu mai știu cine a scris în prospect. Can sau la trei zile, nu mă, la trei zile după ce la, îi plângea, nu mai spun George, nu este, nu îi plângea spun că este mine, un lucru, nu spun că este situația ușoară. Știe toată lumea, cancerul nu e o răceală. Puțină lume a scăpat. Dar nu poate să spună nimeni când, ce, cum. Și tot felul, de asta am evitat. Am zis, mai bine sta acolo, da. E cald, da, se e, duce, are o problemă, aici, îl internează în spital. Gândește că îl duceam acum, să-l fi dus de mână la spital. O poză cu el la spital. Dar aici trebuie să spunem, să știm cu toții că, deși cancerul e o boală, pentru până nu de mult, cu o dată incurabilă, există oameni care au învins cancerul. Există. Și asta există. E foarte important. Statistic, 2%. E, 2%, dar poate... Da, uite, trebuie să sperați, pentru că, uite, Mircea Sandu, unul dintre oamenii apropiați, a reușit să scape. Eu sper, tocmai de-aia am fost acolo și domnul Mircea Sandu, nașul meu, ne-a încurajat, a fost la noi. Am văzut, s-a scris că stă într-o super vilă. Nu e adevărat. Da, stă într-un apartament, într-o vilă, are o căsuță frumoasă cu 3 camere. M-am asigurat eu de asta. Dar lumea încearcă să dea un ostentativ. Vezi, doamne, acum eu l-am dus pe tata să stea în super vilă. Tata, vreau să vă spun că cred că nu-l interesează unde stă tata încât se face bine. Cred că dormea și pe plajă, dacă era să zică. Nu, și bănuiesc că nu e 24 de ore, cum să spun, e 24 din 2, probabil pastilele alea îl mai fac să nu fie lucid, mă gândesc. Da, seara, când ia, seama, când biet, sunt... biet, cum să spun, bietul numai la unde stă el îl interesează. Păi îl interesează să-i dea Dumnezeu sănătate. Și uite, bă, cum e viața asta, mă gândesc. Uite-te, noua generație de patron cu Valerii Moraru, cât de căinoși sunt la inimă pentru 18.000 de euro. Bă, și Mircea Sandu, pe care l-am înjurat 20 de ani, a sărit imediat să-l ajute. Bă, totul, zic așa, până la urmă, astea sunt niște lucruri care fac diferența ca om, că funcțiile, eu nu o să mai fiu moderator, George Stanca, cum să spun, nu o să mai scrie la un moment dat ziare și cărți, o să îmbătrânim, dar mai înțeles, dar rămâne omenia, mă, care face diferența, până la urmă. Și uite, Mircea Sandu, cu care, cum să spun, pe mine m-a dat afară de la Digi, Mircea Sandu, mai înțeles, dar eu nu pot decât, cum să spun, să-l aplaud pe mine, ce să-i spui? Lumicea Sandu, decât să Orică, îl auzi pentru omenie. Noi nu uităm. Omenie e mai importantă decât funcția. Nu se uită. Dacă în momentul ăla nu ești Eu țin minte și acum, Horia a fost la nunta mea. Eu țin minte și acum ce a făcut Horia pentru mine la nunta mea. Oamenii nu se uită. Oamenii care te ajută. Oamenii care vin și îți fac... Tu! A, ne. Nu, zic, eu țin minte tot. În momente importante ale vieții... Nu pot... Să nu dau sau să nu-mi iau apărarea în momentul când se spun minciuni sau se spune despre el sau despre oameni care îi cunosc. Mircea Sandu a făcut greșelile lui, vrei să spun ceva? Pe mine nu m-a ajutat niciodată cu nimic, indiferent ce zice toată lumea. Că a fost naș și tu și te-a ajutat, nu m-a ajutat cu nimic și el o să vă confirme. Nu m-am dus odată la el să-i cer cred nimic. Cred că acum îi pare rău. Nu m-am dus să-i cer. Da. Îi mulțumesc că ce am făcut pe picioarele mele. Dar a sărit în momentele astea. Nu pot să nu-l amintesc pe Nicu, pe Gheară. Imediat a sărit, m-a sunat, Florine, ce, cum e? Sunt oameni care, Ilie Balaci, Ion, Florin Marin, vreau să vă spun că Victor Pițurcă m-a sunat. Și mi-a să-i transmit forță și... Care tata n-a avut nimic bravo, cu Pițurcă. Bravo. Sunt unii oameni care nu pot să le iei meritele. Unul, numai faptul că te sună și te încurajează, nu că îți dă vreun ban sau... Nu asta contează. Faptul că e alături de tine. Acum contează foarte mult.